Panică generalizată în rândul rușilor, cărora brusc nu le mai convine războiul din Ucraina și fug pe unde apucă. Unii se duc în Mongolia, alții în Finlanda, iar alții într-un alt stat pe care tot Rusia l-a invadat, Georgia. În unele zone ale Rusiei, autoritățile au luat deja măsuri pentru a împiedica pe ruși să fugă, iar statul încearcă să-i motiveze cu facilități fiscale. Între timp, primii soldați au fost deja recrutați. Așa arată un punct de trecere de frontieră dintre Mongolia și Rusia. Războiul din Ucraina nu mai pare un lucru îndepărtat pentru mulți ruși care fug cu miile din țară. Și la granița cu Georgia, o altă țară invadată de Rusia în 2008, au stat în blocaje rutiere mii de ruși. O creștere a numărului de treceri a fost înregistrată și în Finlanda. Un număr de 4.800 de ruși au fugit din țară doar miercuri noaptea, cu aproape 1.700 mai mulți decât în urmă cu o săptămână. Țările Baltice i-au avertizat de pe acum pe ruși că din motive de securitate nu le vor acorda azil celor care fug de recrutare. Pentru a-i împiedica pe ruși să mai fugă în Republica Tatarstan, din estul Rusiei, cei care au vârsta mobilizării în armată au primit interdicția de a-și părăsi orașele. Bărbații care locuiesc temporar în Tatarstan au primit ordinul să plece imediat la comisariatele militare pentru înregistrarea militară, iar cei care încalcă ordinul vor fi trași la răspundere. Între timp, primii soldați au fost deja recrutați. În paralel, pentru a-i motiva pe viitorii noi recruți, guvernul rus le-a oferit și o serie de beneficii financiare. Soldații pot solicita amânarea plăților sau recalcularea ratelor pentru toate tipurile de împrumuturi, inclusiv ipoteci, pe întreaga perioadă a mobilizării. În plus, locuințele lor nu vor putea fi executate silit, rudele lor urmând a beneficia de pe urma acelorași drepturi. Sute de oameni au fost până acum arestați în urma protestelor care au avut loc în mai multe orașe. Unii dintre cei arestați au fost ulterior duși și la recrutare pentru a fi trimiși în Ucraina. Astfel de cazuri au fost raportate în Moscova, Sankt Petersburg, Voroneț sau Ekaterinburg. Aproximativ 300.000 de noi recruți ar urma să fie recrutați de Rusia în perioada imediat următoare. Această cifră este echivalentul a doar 1% din totalul rezerviștilor ruși cu pregătire militară.